Da, salutare guys, și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe... Dacă am și uitat cum se numește serverul. Văd că nu am mapă, nu știu ce au făcut băieții astăzi. Nici nu mi s-a... deblocat chiar totul, pot să zic. Așa că... urmează acum să mergem să ne luăm Dacia. Mâncare și de asta mă apare pe 0. Deci, apăsăm pe L. E jobs, spălător de geamuri. Ce trebuie să apăs aici? Da, ok. Hai să vedem unde avem de mers. Pe undeva pe aici. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Bă, nu știu. Deloc. Asta stai că nici nu vreau să pic o mapă. Deci eu efectiv autoscan music random mi-a blocat videoclipul pe parte de promovare, chestie de genul, pentru că s-a auzit un pic muzica ieri în pasta, da. Cum să zic, niște muzici random care au fost adăugate și am un am stat să le editez, vă dați seama, și, bro, deci YouTube a devenit foarte strict pe bază de muzică, deci eu ne zic cu canalul meu, nu știu dacă celălalt streamer le se întâmplă la fel. Dacă se aude 3 secunde, un tân tân tân, tân tân tân, rămâneam la copyright. Bro, tu vorbești serios cu mine? Adică, why? De ce? Și... eu aia nu pot să înțeleg, mă înțelegi? Și nu știu ce să fac, frate, deci... și nu-i că wow, muzică și... chestii de genul. Nu la mai refer. Curățător de ceamuri. Consumație 1. Alege hainele. Procent salarial, totalai, like star job. Deci, curățenie job, job tutorial. Curățenie geamului, în încredere cu apartamentul, de la clădire și încep să lucrezi. Odată ce ai ajuns pe acoperiș, să încep să lucrezi geamurile, poți încheia tura oricând vrei, plata va fi în funcție de numărul de geamuri curățate. Când vrei să închei tura, întoarce-te la bază și returnează mașina de job. Dacă rămâi până nu mergem în ceamurile de curățat, îi plătești, trebuie să întorci la bază. Nu mai arăta din nou, închide tutorialul. Bun. Hai să plecăm încet. Păi nu trebuia să... îmi iau ceva cu mine, nu știu. Mi se pare un pic joc, un pic cam tare. La asta mă prefer, frate, nu am nicio posibilitate de a face ceva, adică mi se pare destul de cache, mă scuzați pe mine de limbaj, cum se aud un tân tân tân, sunt direct gata. Deci, nu mi explic, până acum nu am făcut YouTube-ul chiar așa urât. Eu înțeleg că poate pus tot felul, am încercat și cu asta încred Valhalla. Nu pot să mă joc liniște din cauza că nu pot. Mamă, 31 de FPS-uri, e nebun. Les, da. Hai să vedem pe unde avem de mers. Pe handling, pe handling. Să putea un pic și mai bine că iau curbele de zici că le iau cu mașina lui maică mea. Și maică mea n-are mașină. Deci... am venit acum. Cum ar fi acum să vină un polițist să-mi confiște toate, adică... Da, bine, bă. Deci, nu știu ce să fac. Apropo, cum am postat ieri episodul și eu văzut lumea că pe ce server mă joc, nu-mi veniți în mesaje că, mamă, că hai că promovez mie serverul, că nu vrei mai bine să faci videoclip la mine, că îți dau fundator și de alea. Nu, nu-mi trebuie tot. Mai bine lasă-mă să mă joc pe ce server vreau eu. Dacă nu-ți convine, poți să-ți iei catrafuțele și să pleci.
Pentru că eu nu o să stau obligat forțat pe un server să fac ce vreți voi, un exemplu, și cum ajung sus. Și după aia să regret faptul că am jucat. N-am jucat pe 1000 de servere care erau gata să promoveze și chestii de genul. Și recent a fost schema cu că mama, hai să jucăm pe că mai mai să jucăm pe nu știu ce server, în alta, numai nu și-a mai revenit. Să lucrez. Mamă, deci așa ai făcut scriptul încât să efectiv să poți să intri, să mergi pe acoperișul ăla, să vezi ce cam iau, ești nebun. Te afli pe o platformă, sarcina ta este să curiți geamurile de sub tine. Liderul echipei poate muta platforma apăsând pe săgeți pe tastatură, adică ăla cred că eu sunt. În partea de sus există un text care te ajută să cobori de pe platforma. Acesta... Da. Părăsește platforma. Ok, și? Cum mă duc în jos? Părăsește platforma. Stai că nu-i bine. Oh, încă o dată. Ați mai prost de felul meu. Da, cred că nu face nimic jobul ăsta. Păi da, ok, și? Partea de sus există un text care tot șută. Care tot scopuri de platformă. Ca o părăsire de urgență a platformei în caz că un coleg cade. Dacă acest buton este apăsat de o persoană, tot așa un geam cum se considera spălat dacă 95% din suprafața sa este curată. Ok, și cum mă duc? Cam apare numai... Eu? Din săgeți, bă. Să mă bată tata. De aici. Citește jamul. Eu. Bine, bă. Ca un joc de copil, ești nebun. Bă, dar chiar ok, adică pot să zic. Deci îmi place destul de mult. Adică nu știu de pe unde s-a luat scriptul, dar a fost. Sau de unde cine s-a gândit la scriptul ăsta, dar a fost destul de ok. Pot să zic, adică îmi place super mult. Mamă, dar asta 95. Nu bine, bă. Hai să nu pică, ești nebun. Bă, a fost o nebuneală și astăzi, frate, bă, deci pazi miercuri că stau și filmez, că gen le filmez atunci, pe înainte să le postez. Am avut în jur, nu vreau să dau un număr de asta, dar pe undeva pe la 80.000, deci 80.000 de pachete, că tot cu plusuri. Bro, am avut pauze, a fost nebuneală totală. Bă. Pardon. No. Pe lângă nebuneala totală care o fost, am terminat și târziu, toți. Că, na. Numai după aia lumea s-a se gândea că, bă, dar bine, ei spuneau colegii, știi? Că, bă, că dacă stă mai mult, oare nu-s plătite și chestii de genul. Bă, cam, bro, cam da. Deci, mare grijă, ce vreau să zic, când dacă veniți în, cel puțin în Germania vreodată și vreți să munciți, da? Mare grijă la absenți, pot să zic, pentru că sunt foarte mulți și problema care e că, lăsând treaba asta deoparte, un exemplu, sunt foarte mulți absenți, e posibil să dați și de niște țăpari de aia mai care nu prea și-au treabă cu managerii unei firme sau așa mai departe. Am văzut și acum niște anunțuri pe Facebook, pe niște grupuri, că
să dea țeapă, nu să dea salariu, pe alții spus să meargă la muncă în alta și de la muncă să fură bani. Hai să mară. Și dacă vi se întâmplă să veniți și să aveți din nou ăla, frate, nu plecați de acolo până nu sunați la poliție. Adică pur și simplu te duci liniștit. Stai că mi se duce pe monitorul al doilea. Te duci liniștit, ai sunat la poliție și spui către la tată. Eu nu plec de aici până nu mi se recuperează suma de bani. Bine, acum 10 euro nu, dar la asta ce că au avut cash pe undeva, că au primit din de unde au lucrat o sumă de 500 de euro și au avut banii cash la aia pentru că eu scos. Am un comun, a zis lumea că mamă că fă vina ei. Bă, nu e adevărat. Nu ai voie să-ți însușești un bun ce nu e al tău. Deci, să fim realiști. Nu a tău, nu-l iei. Scurt. Și la asta mă refer că mare, mare, foarte mare grijă dacă vrei să emigrați pe undeva prin țările astea, că deja, da, îi, cum să zic eu, e destul de ciudată schema și nu-i mai ce a fost un moment dat. Deci este un cuvânt Ausländerhaus, mă înțelegi? Și a fost cântat într-un club de cine? De poporul cel frumos. Să nu uităm că undeva prin al doilea război mondial era să le dăm așa de bine încât să nu mai existe niciunul, dar nu contează, de-aia ură pe noi, că na, normal, ei la ora asta trebuia să fie cam decedați, toți, mă rog, nu mai exista nici pe apă, exista, dar nu prea erau așa de mult, la finii, lăsând schemele astea deoparte, chestia cu Ausländerau și am auzit și pe drum vorbind treaba asta și pe motiv că mamă că bine am făcut, ăla înseamnă rasism tot timpul, Ausländerau se înseamnă că în afară cu cei veniți. Ca idee, fără noi cei veniți, nu mă voi duce prea departe cu subiectul, dar fără noi cei veniți, nu mai aveți producție de mâncare, așa că poți să aveți voi fermieri, poți să ai tot de toate, pentru că neamțul nu va sta niciodată la picioarele tale. În fază mă refer că efectiv nu o să stea, când, cum o să vezi pe români, polaci, bulgari, italieni. Ce nație mai există prin lumea asta? La cules de ceapă, la cules de varză și așa mai departe. Apar tot felul de videoclipuri și pe TikTok, cum îl vezi pe câte unul care vine la cule de varză, dimineața bună, jos sub varză, e o apă de n-ai nicio treabă, dar el se duce, frate, pentru că ăla trebuie să trăiască. Și dacă stai și te gândești, primești un salariu de 1600 de euro, calculați, băi, dacă nu știți cât înseamnă 1600 de euro, mă înțelegi? Stai, ok, bine, pe teritoriul verii sau așa mai departe, nici atunci n-aș lucra acolo, să fiu sincer, niciodată n-am lucrat în zone de genul, pentru că nu am văzut și te gândești clar ce-ar fi. Deci, vara la 30-40 de grade, tu trebuie să fii pe câmp, iarna trebuie să stai să rabzi frigul, vara trebuie să rabzi căldura, așa că, ziceți-mi și mie, oameni dragi, ce mai bine? Să stai cu mâna pe carte și așa cum e țara noastră, să stai în ea, după ce ți-ai terminat liceul și ai ajuns la facultate, că poate nu meri panul cum ai terminat în treaba pe care o ai. Un exemplu. Meri undeva, nu meri acum, meri la anul, da? Să zicem, un exemplu, nu găsești chiar primul an, prim locul ăla de muncă pe care l-ai visat tu, că asta e, că ajunge 30, mă duc sus. Poate găsești numai la anul, nu acum așa de repede, dar boss,
Du-te, fă altceva până atunci. Crede-mă că nu ți-ar conveni să fii la străin și să fii tratat cum îți tratați majoritatea românilor. Sau chiar de români, după cum am explicat, care nu prea au treabă nici cu... Da, cu nimic ce ține manageria de o firmă sau așa mai departe și încearcă să dea țeapă chiar la românii noștri. Aia îi numesc caz de oameni. Și eu pe aia mă cam piș. Pentru că dacă ei cred că fac tot ce e posibil, bro, să o spun sincer, fără scrupule, fără dor și poate, ci pentru voi care vă încercați să dați săpe la români și vă uitați la mine, în German există nici mai multe chestii pentru Auslander. Așa cum ne-ați numit voi pe noi, în exemplu, ca Auslander House. Și noi vă putem da, pentru că ni se pun la dispoziție în jur de 15 minute de la plângerea făcută, un traducător care, un exemplu, ar putea să... Da. Să... Te ajută foarte mult la traducere, să vadă despre ce e vorba. Și atunci, la cât mare și spune, frate, că stau și lucrez numai în căcaturi de genul are au actele mele sau așa mai departe, știi ce frumos se duce poliția peste voi cu armele? Da, încălcați niște legi care sunt scrise și e și clar că salut, nu aveți nicio șansă. Așa că stați mai bine pe pula voastră, încercați să fiți legali. Pentru că altă șansă nici nu o să aveți în a face față la așa ceva. Și hai să ne revenim noi la jocul nostru. Sper că m-am făcut înțeles la lucrurile pe care le spun. Că, na, nici nu 3200. Eu nu ar prea vrea să vorbesc pe degeaba, să spun așa. Dacă vorbesc pe degeaba, na. Ops. Ops. 3200, primit recompensă de 180. Tarjo 180, adică stai un pic. Ho. Nu e retabilă deloc. Deci, am avut 3200 și 3200 cu 180, un exemplu. Da, nu-i recomand. Jobul de pe script arată super. Dacă vreți să râdeți cu prietenii sau așa mai departe pe ăla, pe gen pică sau așa mai departe, la asumarea voastră, asta e gunoier. 10 luni. Stivitorist. De ce trebuie la stâvitorii 75 de luni? Eu aia nu pot să înțeleg. Deci, șofer autobuz. 10 luni experiență. Bro, 2 minute. Ai idei? I'm happy cuz. 47 de minute. Și trebuie să am 10 ore? Eu, cred că 10 ore. Șofer autobuz. Aha, e pe skill-uri, pe de-alea. Vatman, macelărie. Dacă și la asta îmi trebuie level 25 de luni. Nu, e 25 de ore, cum ar fi. McDonald's, electrician, electrician. Bă, deci, primul și singurul loc de muncă l-am numai pe asta. Tu vorbești fucking serios cum e? Păi de ce? What the fuck? Ce l-a făcut 0, ăsta 33 și o 30. Bă, tu râzi de mine, mă. Da, nu. Investiții. Ce e, ce mă? Short term.
O durată o oră. Hai să vedem la 1000. În ce bete și am investit pro? 2 minute. Fully bank. Da, stai un pic. Deci ai 20.000 de 10.000 cash, 10.000 la asta. Vezi că e bine. Vezi că e destul de bine. Deci, cam asta a fost episodul. Am mai descoperit ceva astăzi. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. O să vedem ce facem în episodul celălalt. Pentru că până ajung la 10 ore... Da. Hai de, I'm happy cause. Până ajung undeva la 10 ore, o să cam stăm un pic planton. 10 ore destul de mult. E, asta nu mi-a plăcut. Farmul. Pentru a ajunge la un... înțelegi? Bine, nu pot să fac joburile toate de început. Cu cât stai mai mult pe server, cu atât poți să descoperi mai multe, e clar. Da. Să stai undeva la 14-15 minute, aș putea să zic. Să zicem 4-5 minute mi-a luat până am venit dintr-o parte în alta. 15 minute pentru 180 de mii. Economie hard, oare? Licența de pescuit validă și cine și cât bani dai pe... Păi și pentru asta ai nevoie de 10 luni. Permite conducere categoria C. Eu. Scafandru vânător. 50 de luni. Tăietor de lemne, petrolist, miner. Asta vreau să-l văd. Deci, pe undeva... Pe undeva pot să zic... Stăm un exemplu să mă calculez. Parează. Pare să apareți ceva pe bilet. Ce? Bro, e meci întâi în preal, adică când se joacă ăștia. What the fuck? No, bun. Hai că aici o să rămânem. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Și apoi nu știu, o să vedem ce o să facem. Ia le pe alea ce fuge pe jos. Da, pa, pa.